Iordanienii s-ar putea retrage de la termocentrala Mintia. Aceștia mai au la dispoziție două luni pentru a achita suma integrală, respectiv 90 de milioane de euro. Potrivit jurnaliștilor de la Cronica Văijiului, investitorii cer statului român să construiască o conductă de gaze pe o lungime de circa 50 de kilometri și, bineînțeles, de începerea exploatării gazelor din Marea Neagră, care este cât se poate de incertă. O condiție foarte importantă pentru funcționarea celor două grupuri pe gaze pe care s-au angajat să le construiască prin caietul de sarcini este o investiție pe care trebuie să o facă statul român. Vă reamintim că licitația publică a avut loc anul acesta în 26 august, la care s-a prezentat un singur ofertant, respectiv reprezentantul Mass Global Energy Rom, companie înființată special pentru această achiziție. Este cea de-a patra licitație de valorificare a centralei termoelectrice Mintia, valorificarea efectuându-se la prețul de pornire, respectiv valoarea de 91.236.000 de euro, respectiv 100% din valoarea de piață stabilită de evaluatorul autorizat de desemnat de creditori în cadrul procedurii de insolvență a complexului energetic Unedoara.